Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, se anunță o perioadă plină de evenimente culturale pe Valea Prahovei. La Centrul Cultural Aurel Stroie din Bușteni va avea loc sâmbătă, începând cu orele 12, a doua întâlnire dintr-o serie de conferințe de educație muzicală menite să familiarizeze publicul meloman cu viața și creația marilor compozitori, la care se adaugă și o prezentare video a unor capodopere ale muzicii universale. Este, de fapt, o prezentare a tradițiilor românești și universale cu colinde de Crăciun și de Anul Nou, susținute de elevi de la școlile din Bușteni și de la Colegiul Calinderu. Va fi și o proiecție video cu corul Madrigal și o serie de conferințe susținute de domnul profesor Marin Gușter, asistență tehnică, inginer Horia Bârleanu. La începutul săptămânii viitoare, mai exact luni, începând cu orele 18, iubitorilor teatrului de calitate le se oferă o adaptare originală după Ivan Durbinca de Ion Creangă, avându-l ca protagonist pe actorul Marcel Iureș. Piesa Absolut, la care vom avea prilejul să revedem pe cunoscutul actor Marcel Iureș. Este un spectacol în regia lui Alexandru Dabija. Este organizat de Primăria orașului Bușteni și cu siguranță va fi o sală arhiplină. Intrarea la ambele evenimente este gratuită.